lecție în care ne uităm la partidele jucate de către Magnus Carlsen în ziua a doua a campionatului mondial de blitz, mai precis în rundele 13, 14, 15, 16 și 17, deci la 5 partide ne vom uita astăzi. El, după 12 runde, având un punctaj excelent, sincer nu mai mi-aduc aminte, ias pentru a nu avea multe lipsuri și goluri în această lecție, să intrăm repede pe așa. Dar văd că astăzi a început tata stilul. Scuze. Dați-mi voie să mă uit aici. Mă rog, după 12 runde, câte, Doamne iartă, mă avea Magnus Carlsen? Ia stați așa, că facem altceva mai deștept. Deci suntem aici, da. Un punct, un punct jumate, două jumate, trei jumate, patru jumate, 5 jumate, da. Și pe urmă a slăbit ritmul în ziua a doua. 5 jumate, 6, 7, 8, 8 jumate, 9. Deci avea 9 puncte jumate din 12 runde și în runda 13-a, deci încă o dată l-a întâlnit pe Maxim Vașier la grav. Maxim Vașier la graf a început partida cu pionul din fața regiului, E4, și Magnus Carlsen adoptă împotriva lui E4 siciliană, o variantă pe care el a jucat-o foarte mult în meciurile pentru titlul mondial, în partidele pentru titlul mondial dintre el și Ian Nepomniachtchi. Deci o variantă veșnică, care începe aici cu E5 și după cal B5, D6, cal D5. Asta e ultima găselniță acestei continuări, adică cea mai modernă continuare este cal D5 aici. În secolul trecut continuarea cea mai jucată la alb ar fi fost nebun G5. Deci încă o dată cal D5, cal D5, E D5, cal E7. Partida putea continua pentru negru și cu acest cal P8. Deci o poziție foarte cunoscută de către Magnus Carlsen, el având partida aceasta poziția aceasta fiindu-i lui foarte familiară din meciurile, nu cu Ian Nepomniachtchi, scuză dacă am spus Ian Nepomniachtchi, cu Fabiano Caruana. A4, cal G6, A5 și aici ceva foarte ciudat, Magnus Carlsen joacă nebune 7. Personal, și așa cum arată și continuarea partidei, mai prevăzător ar fi fost a 6. Să elimine acest cal alb din teritoriul negrului, pentru că după nebune 7,
maximare timp de nebune 3 cu atac a pionului din A7 și acum nu mai merge A6 pentru că pur și simplu cedezi partida după nebun B6 și șah. Deci practic nebune 7, nebune 3 îi aduce albului un pion avans. Culmea însă că poziția asta este teoretică și calculatorul spune că nu este nimic în regulă cu ea pentru negru. Deci după rocadă nebuna 7, doar că aici calculatorul zice că egalitatea se menține cu acest damă de 7. Eu nu sunt specialist al acestei deschideri, dar cel puțin acest damă de 7 mi se pare o mutare complet stupidă. Nici n-am avut timp să analizez varianta în detaliu. Cred că nici Magnus Carlsen n-a avut timp să analizeze, pentru că el a jucat aici nebun de 7, ceea ce calculatorului această mutare nu i-a plăcut, pentru că după nebun B6, damă C8, turn A3, este clar că într-un fel albul are un avantaj, un pion, fără nimic compensație pentru negru. Ba chiar negru, pentru a scăpa de aceste două, dar mai ales de acest cal de la B5 intrat în teritoriul tău, pentru a scăpa de el trebuie să dai și perchea de nebun. Deci nebun ia pe B5. Și după nebun ia pe B5, nebun D8, nebun ia pe D8, turn ia pe D8, rocadă mică. Practic vedem o poziție în care albul are un pion în plus fără nicio compensație pentru negru. Damă C5, C4, damă B4, damă A1, cal F4, turn E1, damă D2, rege F1. Cred că dorea aici cale 2 urmate cal de 4, adică mutarea cu tempo și într-o poziție mult mai bună a calului de la F4 la D4, de aceea va și el la grav. Oprește această variantă cu rege F1, această manevră, E4. Damă C1. Și după damă ia pe C1, turnea pe C1, cal de 3. Se pare în acest moment că negru reușește într-un fel să echilibreze poziția, chit că are un pion în minus datorită poziției excelente a calului din D3 și a faptului că nebunul de la B5 este cel puțin pe moment ieșit afară din joc. Urmează însă un sacrificiu de calitate aici pe care sunt convins că Vacher Lagrave l-a avut în vedere de vreo câteva mutări, turnea pe D3, care îi aduce pur și simplu albului avantaj decisiv în această partidă, numai și numai datorită majorității de pioni albi de pe flancul damei. Și după E3, B4. Și după turn C8, turn D1. Acel pion pică în brațele albului, turn C7, turn ia pe D3. Deci, practic, în acest moment, din punct de vedere material, albul are nebun și 2 pioni pe turn. Deci n-are nici material în minus, dar practic masa aceasta de pioni albi de pe flancul
damei poate deveni și chiar va deveni foarte, foarte amenințătoare pentru negru. Turne 7, turne 3, rege F8, rege E2, F5, rege D3, turnea pe E3, feia pe E3, rege E7, rege D4, turn F8, C5. Observăm un lucru într-adevăr destul de ușor de evidențiat că și de pus în practică de către alb, forța acestor pioni albi care devin și liberi și forța nebunului de câmpuri albe. F4, E4, F3, bate. Acum, la turnea pe F3, CD6, rege D6, E5, rege E7, D6, șah, rege F7, nebun D7, poziția este complet, dar complet pierdută pentru negru. De exemplu, ce se joace așa? Și așa? Și așa? Nu, e complet pierdută poziția asta. De aceea Magnus încearcă la oha. Nu bate pionul de la F3, joacă turn F4. Urmează însă A6, bate, bate, G5, B5, G4, B6, DC5, rege ia pe C5, G4 ia pe F3, D6, șah. Poziția este complet pierdută de către Magnus aici. Rege D7, nebun B5, rege E6, nebun C4, rege E5, B7, turn F8, D7, F2, rege C6, rege D4 și după nebun F1, Magnus Carlsen își dă seama că nu mai are cum să salveze această partidă și cedează partida. Este prima și singura înfrângere a lui Magnus Carlsen de la campionatul mondial de blitz. Și dacă stăm să ne gândim că secțiunea de șah rapid a fost terminată de către Magnus Carlsen fără nicio înfrângere, ne dăm seama că el în 34 de runde de șah rapid și de blitz a suferit o singură înfrângere. Un lucru foarte important pentru el, în 34 de partide să ai o singură înfrângere. Plus că după această înfrângere din fața lui Maxim Vasil la Graf, supărat și pe el și pe modul cum a jucat, eu sunt convins că în acest moment Magnus Carlsen aproape că își luase adio de la titlul de campion mondial și la blitz, dar a strâns din dinți și vom vedea un Magnus Carlsen și cu puțin noroc care în următoarele 6 runde le câștigă pe toate. Deci toate cele 6 partide următoare la care ne vom uita, astăzi nu ne mai uităm decât la 4, 2 le vom viziona mâine plus ultimele 2 runde din, pentru că mâine ne vom uita la 4 runde, ultimele 4 runde din campionatul mondial de blitz. Deci runda următoare, Magnus Carlsen, Alexei Sarana, 2767 și Alexei Sarana,
Deci, un jucător foarte bun. E4, C5. Cal F3, D6. Cal C3, cal F6. Nebun E2, A6. Rocadă, B5. D4. CD4, cal D4. Nebun B7. Nebun F3, cal D7. A4. B5, ia pe A4. Turn ia pe A4. E6. Turn B4. Cal C5. Și la mutarea următoare, Magnus Carlsen face un sacrificiu de calitate. Poziția asta, când am văzut mutarea lui Magnus Carlsen, mi-a adus aminte de o altă partidă analizată de mine mai de mult, când eram mult mai tânăr. Am impresia împotriva lui Alexei Shirov, dacă nu mă înșală memoria, în care Kasparov cu albul, la fel ca aici Carlsen tot cu albul, face acest sacrificiu de turn pe nebun. Și practic Magnus Carlsen aici că turnea pe B7. Și după calea pe B7, acest sacrificiu de calitate este un fel de un sacrificiu, într-un fel putem spune, intuitiv. De ce? Pentru că nu ți-aduce absolut deloc niciun câștig material imediat. Este vorba doar și doar de amplasarea și activitatea pieselor pe care le avem pe tablă. E5, D4 ia pe D6, ia pe E5, nebun C6, șah, cal D7, cal ia pe E6. Fei ia pe E6, dama H5, șah. Rege E7, nebun ia pe B7. Turn pe 8, turn D1. Cu amenințare nebun G5. Pe ideea că acest cal de la D7 este legat. Și în spate ai dama neagră. Menționat faptul că de aici încolo negru se apără foarte, foarte bine și foarte frumos. Este chiar remarcabil faptul cât de bine se apără negru pe parcursul următoarelor mutări. Damă C7, nebun A6, cal F6, damă E2, rege F7, cal E4. Cal ia pe E4, damă ia pe E4. Dacă stăm să ne gândim bine, totuși, negru are o calitate pe un nebun și un pion. Nebun E7 și în momentul când reușește să scoată și nebunul la luptă și turnul din H8 la luptă, putem spune că echilibrează cât de cât poziția pe tablă. Nebun D3, turn B4, damă F3, șah, nebun F6, C3, turn A4. Încă o dată, acest Alexei Sarana joacă excelent. Nebun C2, turn A1, activ. G3, turn D8, turn E1, H6, rege G2, damă D7, H4, rege E7. În acest moment, pusă pe calculator, poziția asta este considerată de către calculator, nu de către mine, ca fiind egală. Nebun E4, damă B5,
G4. Deci, într-un fel, consider eu că Magnus Carlsen în acest moment era chiar nervos, aș putea spune, de faptul că acel sacrificiu de calitate nu a fost mai consistent și nu i-a adus un câștig rapid de poziție. Nebun ia pe H4, nebun G5, șah. Se pare să-mi iau calitatea înapoi. H ia pe G5, turn ia pe A1, turn D2. Acest tur de 2 este o greșeală. De fapt, acest turn de 2 înclină până la urmă balanța în favoarea albului. Negru trebuia să joace aici dama ia pe B2 și după turnul A4 să joace turn de 2. Și după turnul A7 să joace turn de 7. Și poziția rezultată ar fi fost într-adevăr egală, nebunii fiind de culori diferite, un final clar de remiză. Faptul că eu cu negru încep această așa zisă variante cu turn de 2 amenințând eventual un turn ia pe F2 cu șah și damă, și ne luând în considerare posibilitatea de a fi făcut mat sau a pierde material datorită regelui propriu, este o greșeală gravă de care Magnus profită imediat, deși nu mai avea mult timp la gândire. Turn A7 forțat, turn D7, dar după nebun C6 sarana cedează. Evident că dacă joci, ce să joci? Poți să joci așa? Și așa? Bun. Următoarea rundă este o partidă foarte lungă jucată împotriva lui Arjun Rigaj, un indian, un tânăr indian de mare perspectivă. Este o partidă de, că zis acolo, 74 de mutări. Pe care Magnus Carlsen o câștigă, putem spune, dar cu ceva noroc la bord. Deci Magnus Carlsen alb, Erigai și negru, din nou siciliană, Paulsen Khan. Și aici Magnus Carlsen adoptă o variantă de dezvoltare destul de apreciată de fostul campion mondial Bobby Fischer. G3, D5, cal D2, cal F6, nebun G2, nebune 7, rocadă mică, damă C7, A4, H6, turne 1, rocadă mică, damă E2, B6, E5, cal H7, cal P1, nebun A6, H4, cal B4, poziția este egală. Am să vă zic eu când începe să rupe echilibru, damă de 1, rege H8, nebun F4, D4, nebun D2, turn de 8, nebun ia pe după B3, nebun B7, nebun ia pe B4. Ce ia pe B4, zici, păi bine, bine, dar deja albul a obținut o structură mai bună de pion. Într-un fel da, într-un fel ba.
Asta numai și numai datorită faptului că albul are totuși acest pion de la C2 un pion. Ca fiind un pion înapoiat, cal D2, nebunea pe G2, rege G2, turn-Q, cal C4, A6. Intenția clară de a împinge B5, turn A2, mutare urâtă, dar într-un fel necesară dacă vrei să nu pierzi pionul din C2 după B5. B5, cal D2, turn D8, AB5, AB5, damă F3. Rege G8, damă E4. Cal F8, cal F3. Nebun C5, cal D2. Încet, încet, acești doi cai albi încep să fie, să joace, ca să spun așa. Cal D7, turn A1. Nebun B6, G4. Cal C5, damă F4, F6, cal E4, turn F8, cal ia pe C5, nebun ia pe C5, turn A6. Încet, încet poziția negrului se slăbește, ca să spun așa. Nu că este mai pierdută, dar Magnus Carlsen începe să adune mici plusuri. Fe5, damă ia pe E5, damă B7, o greșeală asta. Deși pare foarte agresivă și s-ar părea că acel cal de la F3 este iremediabil pierdut, Magnus Carlsen bate la E6 cu șah, turn F7. Rege H7, evident că este o prostie pentru că joc damă E4. Sau joc întâi rege damă G6 și pe urmă rege G8, damă E4. Rege H8, damă E4 și rămân cu pion în plus. De aceea la acest damă E6, turn F7. Și pur și simplu Magnus aici bate la C8. O mutare care a fost scăpată din vedere de către Erigaishi. După damă C8, turn A8, turn F8. Practic Magnus Carlsen intră cu un pion în plus într-un final pe care nu are cum să nu-l câștige după turn C8, turn C8, turn A5, nebune 7, turn P5, turnea pe C2, calea pe D4, turn C3, cal F5, nebun F8, D4, turnea pe B3, G5. HG5, HG5, G6, cal H4, nebun E7, cal ia pe G6, nebun D6 și după turn B6, nebun C7, turn C6, turn C3, turn F6. Finalul rezultat
în acest final Magnus Carlsen are 2 pioni în plus, singura speranță de a scoate ceva din această partidă fiind pionul negru de la B4. Și Arjun, practic, asta încearcă să facă aici, să salveze partida împingând acest pion la B3. Cale 7, șah, rege G7, cal D5, turn C1, cal C7, B2. Foarte, foarte tenace și negru. Cale 6, șah, rege G8, turn F8. Este de admirat la ambii jucători cum găsesc tot timpul cele mai bune continuări și la timp scurt. Rege H7, turn B8, B1, dam. Și te întreb dacă Magnus Carlsen cu albul, cu un cal și trei pioni, poate să câștige acest final împotriva lui Erigai și care are doar rege și turn pe tablă. Rege F3, rege G6, rege F4, turn B5, rege E4, turn B1, D5, turn E1, rege F4, turn E2, F3. Aici Erigai și greșește grav. Deci suntem la mutarea 64 și de bine acest moment al partidei Erigai și greșește jucând turneul, fiind convins că el a obținut slav, adică fortăreața de care are nevoie pentru a obține remiză. De fapt aici remiză, după remiza s-ar fi obținut cu acest turn D2. Calculatorul pur și simplu zicând aici că poziția este complet egală. După turn E1, cal D4, turn D1, cal C6, mutare excelentă, pentru că nu poți să bați la D5, ar urma cale 7, șah și turn, rege F7, rege E5, turn E1, rege F5, turn D1, cale 5, șah, rege E7, G6. Turnea pe D5, G7. Turnea pe E5, evident, turn de 8 n-are rost, pentru că urmează cal C6. Dar nici după asta, asta... Curios este că Erigai și a mai jucat aici, așteptând următoarea mutare a Magnus. Și de bine acest moment cedează partida. Numai puțin de 70 și câte de mutări spuse eu? 74, da. Următoarele două victorii ale lui Magnus Carlsen sunt mai scurte, ca să spun așa. Deci suntem în runda 16 și pe urmă vine și runda 17. Runda 16. Alexandar Indici 2631 versus Magnus Carlsen, 32 de mutări. D4, cal F6, C4, E6, cal C3, nebun B4. Nimzovici. E3, varianta Rubinstein, D5, A3, un Rubinstein combinat cu atacul Samish,
Eu, ca a fost cunoscător și jucător de Nimțoviș la Negru, în tinerețe, din ce mi-aduc eu aminte, este foarte posibil ca toată această concepție să fi schimbat pe parcursul timpului, dar eu mi-aduc aminte că această combinare de Samiș cu Rubinstein nu duce la nimic bun pentru alb. Ne pun E7. Calf E3, rocadă mică, B4, B6, CD5, evident, dacă vreau să joc B6, înseamnă că doresc să bat DC4, urmat de nebun B7 cu nebun pe coloană diagonală mare albă deschisă, de aceea albul bate la D5, CD5, ED5, nebun B2, A6, pentru a-și aduce nebunul la D6 și a nu fi tracasat acest nebun de către calul din C3. Nebun D3, nebun D6, cale 5, C5. Bate, nu mai poți să bați a doua oară, că ți-a terminat calul din E5, rocadă mică, C4. Nebun C2, cal D7, F4. Zici, mamă, ce cal tătic am cu albul în E5. Turn B8, turn A2, deja se vede clar că e ceva în neregulă acolo în Danemarca, s-ar spune. Cal B6, nebun A1, dama E7, două bătăi, E4. Acest E4 este o mutare care nu îi place deloc calculatorului, pe simplu motiv că deși chipurile albu încearcă să devină agresiv, el pierde material. Nebun B7, bat, dama E1, nebun ia pe A3, mersi. Dama H4, cale 3. Odată cu dispariția acestui nebun de la C2, tot așa zis, o atacă al albului pe flancul regiului dispare, turn E1, calea pe C2, turnea pe C2, dama E6, dama F2, dama F5, H3, H5, rege H2, H5 cred că pentru a opri G4, nebun B4, deci în acest moment eu cu negru am pion și în plus și pereche de nebuni, turn B1, nu mai am pereche de nebuni. Nebunea pe C3, nebunea pe C3, acum Magnus Carlsen a jucat în partidă cale 4. Vă rog să mă credeți că nu că mă laud, dar pur și simplu eu pe parcursul partidei am văzut această continuare. Urmărim partida în direct. Și nu înțelegeam de ce nu a făcut-o Magnus Carlsen. Adevărul e că Magnus Carlsen a făcut-o două mutări mai târziu, el fiind într-o poziție în care cam orice joacă îi asigură lui câștigul. Deci evident că nebun G2, dama G2, turnea pe B1, câștig lejer. Iar la rege G2, nu, iar la turn B8, dama H3, rege G1, dama H1. Dar încă o dată, cale 4 este practic un atac dublu de cal, care elimină și
nebunul din ce trăiești, de bea acum a bătut la G2. Și după rege G2, turnea PP1. Damă C4, deci turnea PP1, turnul fiind apărat de către dama din F5, dama ia pe C4, partida este compromisă pentru alb, dama ia pe F4, 2 pion și o calitate în plus, turn F3, turn B2, rege F1, dama D2 și fața matului imparabil. Indici cedează, ultima partidă din seara de astăzi. Magnus Carlsen împotriva lui Yu Yang Yi. O partidă foarte importantă, Yu Yang Yi fiind la, adică un pretendent la titlul mondial de Blitz. Și odată cu victoria asupra lui, practic Magnus Carlsen i-a stopat, ca să spun așa, tot acel parcurs de a juca pentru titlul mondial al lui Yu Yang Yi. De fapt, încă o dată, ca să înțelegem și să ne aducem aminte, clasamentul final, primele trei locuri a fost așa: Magnus Carlsen în locul 3, Daniel Dubov locul 2 și pe 3 Vladislav Artemiev. Parc. Da. Atât cu Artemiev, cât și cu Daniel Dubov, Magnus Carlsen terminând cu remiză în rundele 7 și 10 din prima zi. Bun, deci Magnus Carlsen alb, Yu Yang Yi negru, 2762 ne arată nouă că într-adevăr Yu Yang Yi este un periculos jucător de blitz. E4, E5, carpe 3, carpe 6, rus, cale 5, D6, carpe 3, cale 4, H3. O mutare utilă și interesantă, mai ales când joci blitz. Deci nu intri într-o variantă în care știi precis că cel din fața ta cunoaște următoarele 20 de mutări și faci următoarele 20 de mutări fără a pierde mult timp. Trebuie neapărat să-l pui să gândească. Aceasta este scopul și rolul unei astfel de mutări: D5, D3, cal D6, C4. Deci observăm cum după doar 4 mutări Yu Yang Yi cu negru este silit într-un fel să gândească. Nebune 7, CD5, rocadă mică, poziția este egală. Dar chestia este că eu cu negru tot timpul trebuie să-mi iau pionul înapoi. Care l-am în minus. Cal C3, B5, A3, nebun B7, D4, A6, nebun E2, cal D7, cal E5. Nebun F6, cal C6, nebun C6, DC6, cal B6, rocadă mică, cal F5, D5. Vedem că acest pion poate fi capturat după nebun G3 și calea pe D5. Dar cel puțin zici, pe da, dar negru și-a luat pionul înapoi, iar tu cu alb ai rămas și cu doi pion dubli.
pe Colanace, da, dar tot eu cu Alba am rămas cu pereche de nebun pe tablă. Nebun pe 3. Cal pe 6. Sincer, nu înțeleg de ce n-a bătut aici. Pentru că după dama C2 aș fi avut cu negru dama pe 6. Nebun B2, cal de 4. Dama C3, șah. Ah, da, uite, deci. Pentru că bat cu pionul. Aha, și rămân cu un nebun în plus. Am văzut. Deci, bun, încă o dată. Nebun C3, B, C3, cal de 5, nebun F3, cal B, 6. Nebun F4, cal de 6, bat. Bate, bat. Bate, final. Turnul din F1 la D1. Turnul din A8 la D8. Turnul din D1 la D4. D5. A4. Și acum, deci acest A4 încă o dată este gen acela de mutări care nu strec prin cap. Efectiv, nu vezi ideea din spate. Ideea din spatele albului aici, albul fiind de fapt Magnus Carlsen, este ca el pur și simplu să dea 2 pioni și să activizeze la maxim pionul din C6. A4, calia pe A4 și a doua bombă, C4. Doamne iartă-mă! Doamne iartă-mă și păzește Sfântul! Uluitor! De C4, de ce să nu-l iau? Turnea pe D8, turnea pe D8, C7, turn F8, nebun B7. C3, C8 dama, turnea pe C8, nebunea pe C8, B4, nebun F5, cal C5, deci în acest moment negru n-are decât 3 pion pe turnul alb, într-adevăr are 2 pion foarte periculoși, chipurile pe câmpul C3 și B4, dar jocul maestru al lui Magnus Carlsen îi oprește efectiv după turna 5, G6, turnea pe C5, GF5, Rege F1, A5, Rege E2, A4, Rege D3, B3, Rege C3 și chinezul cedează aici. Atât pentru ziua de azi. Mâine ne vom uita la ultimele 4 partide jucate la acest campionat mondial de blitz, care i-a asigurat titlul mondial lui Magnus Carlsen și la blitz, la fel ca și la șah rapid.